Zilele de 1 și 2 iulie, potrivit ANMN, aduc temperaturi crescute și disconfort termic accentuat. Dacă astăzi indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic în sud și sud-est, mâine disconfortul va fi resimțit în aproape toate regiunile. De duminică, spun meteorologii, vremea devine instabilă în toată țara, fiind posibile ploi însoțite de tunete și fulgere.